Ceau, dragici, bine ați revenit pe canalul meu! În clipul de astăzi o să vorbim despre două lucruri care sunt total diferite și se aplică în mod diferit, însă de cele mai multe ori sunt confundate între ele și m-am gândit să vin în întâmpinarea voastră cu acest clip în care să vă explic diferențele dintre bronzer și contur. O să vă arăt metode de aplicare, unde se aplică fiecare, pensule cu care mie îmi place să aplic produsele și mi se pare că aplicarea este una mai ușoară și de asemenea și produse. O să vă recomand câteva produse care mie îmi plac foarte mult și care fac o treabă extraordinară atât pentru uzul personal cât și dacă sunteți make-up artist și nu ați dat încă de o pudră de contur care să vă satisfacă sau de un bronzer. Evident că problema mai mare este în cazul pudrei de contur, însă am acolo câteva recomandări pentru voi care sunt 100% sigură că o să vă placă. Așadar, o să merg mai departe un clip cu diferențe în paralel. O să vă spun o treabă despre bronzer, iar în paralel opusul pudrei de contur. Primul lucru pe care o să-l sesizați la bronzer și la pudra de contur este diferența de subton. Bronzerul întotdeauna va avea un subton cald ce duce spre acea piele arămie, caldă, acea piele bronzată de soare și va avea un subton portocaliu, iar pudra de contur, în schimb, întotdeauna ea va avea un subton rece care duce spre o tentă de gri, iar scopul pudrei de contur este acela de a umbri acolo unde noi dorim să ascundem anumite imperfecțiuni cu ghilimele ale feței. Bronzerul poate fi aplicat pe suprafețe mai întinse ale feței și nu necesită o precizie foarte mare în aplicare comparativ cu pudra de contur. De asemenea, el poate fi aplicat cu o pensulă pufoasă pe extremitățile feței. Așadar, eu asta recomand pentru aplicarea bronzerului. Pensulele pufoase sunt preferatele mele atunci când vine vorba de bronzer, pentru că oferă acea aplicare diafană, fără a crea linii, fără a face pete în machiaj, ceea ce este foarte, foarte important. Nu vrem să ne trezim cu o pată aici, o pată acolo. Vrem ca toată treaba să fie difuzată și să se vadă ca și când ne-am bronzat în mod natural. Pe de altă parte, conturul se aplică pe suprafețe mici ale feței, având rolul de a subția. Produsul se aplică acolo unde dorim să dăm iluzia de mai mic, acolo unde dorim să micșorăm anumite trăsături. Zonele aplicării pudrei de contur diferă de la o persoană la alta în funcție de forma feței. Însă, de regulă, conturul se aplică sub osul zigomatic pentru a crea acea iluzie de pomeți mai ridicați. La baza frunții, aici unde crește părul, în cazul în care avem o frunte prea mare și dorim să dăm iluzia de micșorare, pe nas, da? Că tot sunt o grămadă de tutoriale cum să ne facem nasul mai mic și pe linia bărbiei pentru a subția în cazul în care ne confruntăm cu double chin. Dacă bronzerul poate fi purtat în viața de zi cu zi fără nicio problemă, treaba asta nu se aplică și pudrei de contur. Conturarea feței eu o recomand doar în cazul în care mergeți la un eveniment și vreți să fiți voi mai glam, mai flawless și cum vreți voi. Însă eu nu recomand conturarea feței pentru zi de zi. Nu aveți nevoie să vă încărcați fața cu atât de multe produse și cremoase, și pudră, și contur, și bronzing, și toate nebuniile care sunt acum la modă, să zicem, pentru că chiar nu aveți nevoie. Însă bronzerul puteți să-l folosiți zilnic, fără absolut nicio problemă. Amândouă se găsesc sub diferite texturi, atât cremoase cât și pudră. Însă, ceea ce diferă între ele este finish-ul. Bronzerul poate avea un finish mat, sidefat, satinat, în schimb, conturul va fi întotdeauna, dar întotdeauna mat. Iar ca să înțelegeți și mai bine care este diferența
Dintre ele o să vă arăt acum produsele pe care le-am pregătit aici pentru voi. Și o să încep mai întâi cu această paletă de la Smashbox. Asta este o paletă în care se regăsesc mai multe produse. Însă, ceea ce ne interesează pe noi sunt aceste două produse. Ăsta este bronzerul, iar aceasta este pudra de contur. După cum se vede, el, bronzerul, are acel subton aramiu bronzant, iar ăsta, conturul, întotdeauna este rece cu subton gri. În această paletă mai regăsim aici un iluminator, un blush, asta este o pudră pentru a fixa concealerul sub ochi, iar aici avem un bronzer cu textură satinată. Așadar, în această paletă aveți două bronzere, unul cu textură mată, cât și unul cu textură satinată. O altă treabă foarte mișto atunci când vine vorba de conturi și o recomand cu mare drag, este o paletă absolut extraordinară, este această paletă de la Kat Von D, Shade & Light, care arată cam așa. Aveți aici trei pudre de contur, iar aici sunt pudrele pentru iluminare. Așadar, avem light, medium și dark. Este o paletă care face o treabă absolut incredibilă. Deși este un pic prăfoasă, trebuie să aveți un pic grijă atunci când o folosiți, pentru că este destul de prăfoasă. Produsul se aplică foarte ușor și se blenduiește fără pete. O altă paletuță, dacă e mititică ea așa, este aceasta de la Physician Formula, Bronze Booster se numește. Vreau să vă arăt această paletă de la Physician Formula pentru că este mică, compactă, numai bună de luat în călătorii pentru că nu ocupă foarte mult spațiu. Și avem atât bronzer aici jos, cât și contur și pudră de fixare. Ce vreau să vă spun despre această paletă este că bronzerul, după cum se vede, are acel subton portocaliu. Ăsta este un bronzer mult mai intens față de cel din paleta de la Smashbox, pe care v-am arătat-o mai devreme. Este foarte intens, trebuie să lucrați cu foarte, dar foarte puțin produs, pentru că are tendința de a crea pete. Însă, dacă este aplicat cu o pensulă mai pufoasă, mai grăsană și îndepărtat excesul foarte bine, aplicarea este foarte ușoară. Acum vreau să vă arăt un bronzer cu o textură sidefată. Ăsta este bronzerul de la Too Faced, Chocolate Diamond se numește. Și el arată cam așa. Ăsta la fel este un bronzer foarte intens și foarte puternic, însă arată extraordinar de bine pe un ten bronzat, chiar și pe un ten mediu, a spune, că arată foarte bine, însă aplicat cu moderație. Moderația este cheia succesului. Am aici un produs de la NYX. Produsul ăsta de la NYX se găsește la blush-uri, însă eu l-am descoperit căutând tot așa o pudră de contur pe care voiam cu subtonul care trebuie. Și am dat de acest produs, el se numește Sweet Cheeks, este mat, și nuanța pe care eu o am se numește So Taupe. El arată cam așa. Este absolut perfect pentru contur. Eu îl recumpăr de fiecare dată când îl termin. Este destul de mare, are 5 grame. Eu zic că va ajunge pentru o singură persoană, însă are un preț extraordinar și la fel, blenduirea lui este foarte, dar foarte ușoară. Se blenduiește foarte ușor. Un alt bronzer pe care vreau să vi-l arăt este Chocolate Soleil de la Too Faced. Ăsta este unul dintre produsele mele preferate, la care nu aș renunța niciodată. Este bronzerul meu preferat, aș putea spune. De asemenea, ăsta este un bronzer care poate fi aplicat și pe post de contur, pentru că el nu este nici foarte cald, însă nici foarte rece. Este undeva la mijloc. Așadar, în funcție de subtonul pielii pe care voi îl aveți și de machiajul pe care îl purtați în momentul respectiv, acest produs
poate fi aplicat și ca bronzer și ca pudră de contur. Însă, în momentul când îl aplicați ca pudră de contur, aplicat cu moderație și o să arate foarte bine. Vă mai arăt încă două produse care mie îmi plac foarte mult. Se regăsesc tot așa într-o paletă. Este vorba despre aceasta Cheek Leaders de la Benefit, însă produsele le găsiți și separat în cazul în care sunteți interesate de ele. Și vreau să vă arăt așa. Aici este bronzerul Dallas, iar aici este bronzerul Hoola. De bronzerul Hoola cred că nu mai este nevoie să vă spun, nu mai are nevoie de nicio prezentare pentru că toată lumea știe de el. Însă diferența între ele este la finish. Hoola este cu finish mat, iar Dallas are un finish satinat. Nu este nici sidefat, nici metalic, nici cum. Are niște particule care în momentul când le pui nu prea se văd, însă în momentul când ieși afară, vai, se văd absolut minunat. Iar acum să vă arăt pensulele cu care mie îmi place să aplic bronzerul. Așadar, prima dintre ele este aceasta de la Morphe, este făcută în colaborare cu Jaclyn Hill, iar numărul ei este 02. Asta este una din pensulele mele preferate pentru aplicarea bronzerului, pentru că este foarte pufoasă, nu este rigidă, da? Deci perii sunt foarte flexibili și oferă o aplicare foarte, foarte diafană produsului. Iar o alta este aceasta de la Real Techniques, asta este Blush Brush. Este o pensulă pentru aplicarea blush-ului, însă poate fi folosită cu succes și pentru aplicarea bronzerului. Acestea sunt două dintre pensulele mele preferate pentru aplicarea bronzerului, însă tot ce este de acest gen, așa cu peri mari și foarte, foarte pufoase și perii să fie destul de flexibili și pufoși, sunt pensule perfecte pentru aplicarea bronzerului. Iar acum, pentru contur, am mai multe pensule să vă arăt. Una dintre ele este aceasta. Asta la fel, este de la Morphe cu Jaclyn Hill, 07 este numărul ei. Îmi place foarte mult genul acesta de pensule pentru că sunt ascuțite. Și fiind ascuțite, vă dă posibilitatea de a intra foarte bine sub osul zigomatic, fără niciun fel de problemă. Un alt tip de pensulă este aceasta, da? Vedeți că și ea merge tot pe același sistem și dacă ați observat, pensulele sunt mult mai mici comparativ cu cele pentru bronzer. Acestea sunt foarte mici și foarte compacte, tocmai pentru a vă ajuta să aveți o precizie foarte bună la aplicare. Asta la fel este o pensulă luată de pe eBay. Parcă de pe eBay am luat pensula asta, este o imitație după acelea lux de la Real Techniques, în fine, nu contează, pe noi ne interesează forma. Este o pensulă care la fel oferă o aplicare foarte precisă, iar una dintre pensulele mele preferate pentru aplicarea conturului este aceasta de la Zoeva, este numărul 127, este una dintre pensulele perfecte pentru aplicarea conturului. Evident că poate fi multifuncțională, da? Putem aplica și conturul, și blush-ul, și iluminatorul, dacă o ținem așa, cât și bronzerul, însă, na, nu o să ne ofere la bronzer chiar efectul pe care noi ni-l dorim. Însă, pentru contur, asta este mama lor. Mie îmi place extraordinar de mult genul acesta de pensulă. Intră foarte bine aici unde avem nevoie. Pentru bronzer o să merg cu Dallas. Luăm pensula, o băgăm în produs, da? O încărcăm de produs și întotdeauna nu uitați să îndepărtați excesul de pe pensulă. Fie îndepărtați produsul așa, scuturând, fie faceți treaba asta pe mână. Ambele sunt variante ok. Și, de asemenea, faceți aplicarea treptat, din puțin în puțin, pentru că aplicând produsul treptat, nu riscați să faceți pete și o să ajungeți exact la efectul pe care voi vi-l doriți, decât să luați produsul din prima, să-l puneți acolo, să nu vă placă și apoi să începeți să frecați sau eventual să vă demachiați pentru că este mult prea mult. Și o să încep să-l aplic fix
pe os, da? Deci fix în partea asta aici. Dacă nu știți unde să aplicați produsul, cel mai bine este luați mâna și puneți exact pe față. Și acolo unde simțiți osul, acolo aplicați produsul. Cu mișcări ușoare, fără să puneți prea multă presiune pe pensulă, ținând pensula cât mai departe, faceți treaba asta. Da? Mie îmi place să îl aplic prin mișcări de tapotare, pentru că mi se pare că aplicarea se face mult, mult mai frumos decât prin ștergere. Îl aplicăm și la tâmple, aici, da? Ne bronzăm puțin, pe nas, da? Acolo unde ne arde soarele de fiecare dată la plajă, și ar mai fi fost și pe linia gâtului, însă eu am această bluză pe gât și nu pot să fac treaba asta. Pentru aplicarea conturului o să folosesc pudra Shade & Light de la Kat Von D și o să folosesc cea mai deschisă nuanță, aceasta de aici. Și o să începem prima oară cu această pensulă. La fel, luăm produs, îndepărtăm excesul, conturul se aplică de la linia părului, sub osul zigomatic, către interiorul feței, da? Deci aici, aceasta este mișcarea, este o mișcare de du-te vino și mă opresc cu produsul acolo unde este terminația ochiului, da? Deci îmi iau măsura de aici și cobor până aici. Deci eu până aici trebuie să mă opresc cu produsul, însă atunci când vă opriți cu produsul, încercați să faceți treaba asta foarte lin, da? Deci practic acolo să se piardă produsul. El trebuie să fie cel mai intens aici, iar către interior cumva produsul să se piardă, da? Cu mișcări foarte, foarte line de du-te vino, aplic produsul treptat. Iar în partea cealaltă iau pensula de la Zoeva și pornim de aici, ușor în jos. Vedeți cât de repede și cât de ușor merge treaba cu pensula asta? Deci este absolut divină. Pentru că are și această formă tășită și vă ajută foarte bine la ceea ce aveți voi nevoie să faceți. O să mergem pe conturul frunții. Însă, atunci când faceți chestia asta, nu coborâți cu produsul foarte mult pe frunte, da? El trebuie aplicat fix, fix la linia părului. De jur împrejur. Conturul nu se aplică aici. Aici am aplicat bronzerul. Bronz la bronzer merge să aplicați așa. Însă conturul nu. Aplicând aici nu o să faceți nimic. Din contră, o să dați iluzia că va da cineva una în cap aici. Aplicăm și pe nas, da? Foarte light, da? Ca să nu facem dâre și să nu fie ceva foarte vizibil și in your face. El trebuie să fie foarte bine blenduit, conturul, da? Ca să nu avem acele linii inestetice care nu se văd bine absolut deloc. Și ultimul pas unde îl aplicăm este de-a lungul bărbiei, pentru a da impresia că nu avem aici chin, double chin deloc. Și pentru a crea acea umbră foarte, foarte frumoasă, în special la poze. Și acesta este rezultatul final, atât cu contur cât și cu bronzer. Cheia aplicării este moderația. Întotdeauna aplicați din puțin în puțin, veniți cu câte puțin, câte puțin produs și rezultatul final o să fie unul foarte diafan, foarte ok în aplicare, fără pete și fără să dea impresia că v-ați străduit prea mult să aplicați fie contur, fie bronzer. Încercați întotdeauna să dați importanță atât texturii, cât și finish-ului pe care voi îl doriți, da? Întotdeauna conturul va avea un finish mat. Întotdeauna. Nu există contur sidefat, satinat, metalic sau sub orice alt finish, da? El întotdeauna va fi mat.
cu subton gri rece. Bronzerul poate fi aplicat pe arii mai extinse ale feței cu o pensulă pufoasă, așa cum v-am arătat, pentru că vă dă acel aspect ca și când tenul vostru a fost bronzat. Așadar, eu sper că v-a ajutat acest clip în cazul în care aveți întrebări despre bronzer și contur. Sper să fi venit în ajutorul vostru și să vă fie de folos. Dacă v-a plăcut clipul, nu uitați să-i dați un like, să vă abonați la canalul meu și să activați clopoțelul pentru a primi notificare atunci când eu postez. Până data viitoare, vă pup! Pa, pa!